Gorjenii sunt așteptați din nou la teatru. Va avea loc premiera piesei Exploratorul în regia Adei Milea. Data de 20 martie este Ziua Internațională a Teatrului pentru Tineret. Și Teatrul Dramatic Elvira Codeanu vă prezintă o nouă premieră, o superproducție, am putea spune. Suntem onorați de colaborarea pe care o avem cu doamna Ada Milea și de experiența, sunt convins, de neuitat pe care o au colegii mei actori, așa rău, pare că nu sunt eu în distribuție, dar ce să facem, asta e, cineva trebuie să facă și alte lucruri. Și vă invităm pe această cale, pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră, la premiera spectacolului Explorator. De fapt, pe 19 martie avem avantpremieră, pe 20 martie premieră. Regizorul a dezvăluit momente ce vor fi puse în scenă. Un amărât de explorator care a decis să fie explorator exact când nu mai e nimic de explorat, e chemat de un șmecher, fost coleg de-a lui de clasă, și care îl invită în jungla africană să vadă cine betonează jungla. Și colegul vine și se întâlnește cu tot felul de personaje, niciunul nu e african, pentru că nu suntem. Sunt tot felul de personaje ciudate, prin junglă, agenți de noapte, agenți de zi, unul care vede animale care nu există, se sperie de ele din copilărie, Tarzan, care e un savant bavarez care vrea să extragă maimuța din om. Mai sunt tot felul de băștinași ciudați, care sunt destul de departe de a fi băștinași, și un cioban pe un cum care a călătorit cu un meteorit împreună cu oile sale și a ajuns în jungla africană în mod ciudat și nu vă mai divulg din ce se întâmplă. Biletele sunt limitate, iubitorii de teatru fiind rugați să se grăbească dacă au un plan să participe la premieră.